Într-un film anterior pe canalul meu vă prezentam această cameră, Freddy. Această cameră a fost una de care am fost foarte mulțumit, însă de curând aplicația camerei a dispărut din App Store și nemai putând să o instalez, nemai existând aplicația, practic nu mai pot folosi camera. Și atunci am decis să cumpăr altă cameră pe care vă prezint în acest film. Este vorba, așa cum ați văzut, despre camera Tapo, făcută de TP-Link sau care funcționează sub demo, practic, celor de la TP-Link, care sunt specialiști în ceea ce privește rutare și soluții de comunicare de rețele. Bun. Produsul a costat 30 de euro și l-am cumpărat de pe Amazon. Până la urmă, tot ce mă interesează este un înlocuitor pentru camera de care vă spuneam. Nu am nevoie de cine știe ce caracteristici. Și practic orice cameră cât de cât serioasă care are un ecosistem ok, respectă aceste condiții. Da, camera este relativ simplă și dacă ar fi să o compar cu cealaltă, în primul rând că virgulă, camera de la TP-Link nu are antene și nu are practic decât o mufă pentru alimentare. Deci, practic, totul se face wireless. De asemenea, nu are un port LAN. Bun, în cutie primim un alimentator, un suport cu care se poate monta, practic, pe tavan. Da? Suportul vine așa. Ok, cam așa. Și, practic, cu el se prinde de tavan. Haideți să-l alimentăm și să vedem ce oferă și cât de simplu e de configurat. Alimentatorul este de 9V și 0,5 amperi. 0,6 amperi, pardon. Iar cablul are circa 2 metri și jumătate lungime. Hai să vedem ce se întâmplă la un prim but. Camera a început să lumineze. Bun, o să rearanjez camera cu care filmez și continuăm. Un prim lucru pe care îl observ este faptul că lateral, stânga-dreapta, camera are niște LED-uri cu care practic iluminează noaptea. Ok. Oh, se și mișcă. Cred că toată această perioadă de timp a fost nevoie pentru a se buta. Și observ că face același lucru pe care l-a făcut și camera Freddy la primul boot. Haideți să ne uităm pe cutie să vedem cum se numește aplicația pe care trebuie să o folosim cu această cameră. Ok. Și acum am văzut și gradele de libertate pe care le are această cameră, acest IP cam. Și în acest moment ea așteaptă să fie băgată în seamă. În cutie am mai primit un ghid pentru a putea găuri exact unde trebuie pentru a fixa de tavan. Camera, niște instrucțiuni de montare, safety și ar trebui să avem quick start guide. Bun, avem aici un QR code pe care o să-l folosim să descărcăm aplicația respectivă. Și observ faptul că acest Quick Start Guide este de asemenea în limba română, ceea ce este super frumos din partea lor. Haideți să vedem, o să o folosesc pentru instalare telefonul de serviciu. Ia să vedem. Ok. Ce se întâmplă mai departe? Ok, TP-Link Tapo se numește aplicația. S-a descărcat. Haideți să vedem ce face aplicația. Avea să găsească și să se conecteze la device-uri, dar suntem de acord. Vrea să-mi trimită notificări, suntem de acord. Go to settings ca să dau permisiunea să se lege pe rețelele locale. Haideți să dăm un pic camera deoparte. Local network, ok, sunt activate. Bun, mergem mai departe. I accept the terms of use, continue. Și acum trebuie să ne facem un cont. Ok, odată ce am activat contul, mergem pe plus, Act Devices, și aici avem o groază de camere. Ele sunt grupate, apropo, produsele sunt grupate pe categorii. Prima categorie e cameră și alegem Tapo C200. Dacă mă întreabă dacă îi permit lui Tapo să utilizeze locația, suntem de acord. Trebuie să mergem să ne logăm pe rețeaua de Wi-Fi pe care o emite camera. Și găsim aici Tapo Cam.
Da, ne-am logat, ne întoarcem din nou în aplicație, I'm already connected și Tapu caută camera, a găsit-o. Mă întreabă unde să o, la ce rețea de Wi-Fi să o leg. Aleg să o leg la rețeaua din dormitor și va trebui să introduc parola pentru a se transmite la camera. Mi-aș fi dorit aici ca și aplicația să poată citi parola pe care o am deja salvată în telefon, dar presupun că neajunsul nu vine din partea TP-Link, ci din partea Apple, care nu permite accesul la asemenea resurse. O să introduc parola de la Wi-Fi și continuăm. Și în acest moment este posibil chiar să mă puteți... Connecting to Wi-Fi. Ok. Camera ne-a zis că este conectată la Wi-Fi. Văd că LED-ul s-a schimbat în portocaliu. Wi-Fi connected. Ok. Wi-Fi connected. Pairing your Tapu device. A avut un moment în care a clipit verde, da, și în acest moment este verde. Aici putem să o redenumesc, putem să o redenumim, o să zic că este camera din dormitor. Și alegem și faptul că este în dormitor. Bun, sounds good. Hai să vedem. Unlimited cloud storage. Aici avem posibilitatea să facem un abonament online. Însă nu ne interesează. O să dăm skip. Și setup local storage. Și aici mi se spune că pot să introduc un card în cameră. O să vedem faptul că cardul folosește... Cardurile acceptate sunt între, cu capacități între 8 și 128 de gigabytes. Și să vedem pe unde se introduce. Trebuie să caut instrucțiunile de în Quick Starting Guide, să vedem ce găsesc. Sau dacă nu e aici, pe cutia camerei. Ok, locașul pentru card se află aici. Deci a trebuit practic să ridic, să mișc camera, să forțez un pic camera să se ridice în sus. O să iau cardul pe care l-am în cealaltă cameră. Am un card de 16 giga. Ar trebui să fie suficient. Sunt curios dacă sunt și compatibile, dacă camera o îl reformatează. Come on. Se montează așa sau așa? Așa se montează. Ok. Da, observ aici și faptul... Ok, deci mi-a spus faptul că cardul nu este formatat și observăm faptul că aici avem și un buton de reset. Haideți să vedem dacă funcționează totuși așa. Ia să vedem. Hai să vedem, got it. Sau dacă trebuie să-l formatăm în firmware update. Ok. Observ faptul că funcționează și cu alte servicii. Amazon Alexa e unul foarte important. O să explorăm această opțiune într-un alt film. Ok. Haideți să vedem dacă virgulă, camera funcționează. New micro SD. Ok, avem posibilitatea să formatăm cardul exact aici. Practic toate informațiile care sunt pe card sunt pierdute. Look around. Ok, activity zones. Astea sunt deja lucruri despre care vreau să vorbesc într-un film următor. Ok, și în acest moment ar trebui să ne vedem, da? Mă vedeți pe mine. Ui. Ok, micro SD card identified. Din păcate n-am decât două mâini. Ia să vedem. Ok. Și acum mă vedeți pe mine. Da? Și observăm faptul că aplicația a semnalizat faptul că s-a declanșat s-a observat o mișcare în secțiunea pe care este păzită de această cameră. Da, după cum ați văzut, o cameră ușor de configurat și nu mă aștept să fie probleme în exploatare. Mă opresc aici cu acest film, măsura în care l-ați găsit interesant, m-aș bucura să spuneți din partea voastră un like și un share. Și dacă vă plac filmele făcute de mine, vă invit să vă abonați și să bifați clopoțelul pentru a fi notificați de câte ori postez câte un film nou. Vă mulțumesc că v-ați uitat și până data viitoare, numai bine! Ciao!